Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Stricăciuni, pagube în casă provocate de vecini, e propria neatenție sau, mă rog, asta e pur și simplu de ghinion, de asta vrem să vorbim. 0372069599. N-am mai zis numărul de telefon, adică numărul de WhatsApp pentru mesaje, dar am primit și mesaj audio, deci hai, domnul Zaf. Hai să-i dăm bătaie. Chiar așa. Iată, fraților, eu eram pe toaletă exact când au venit băieții cu vidanja și nu am știut. Vă dați seama ce vacuum s-a creat când a venit vidanja. Vă salut. Eu nu cred că asta e adevărat. Adică nu se poate așa ceva. Ce? Adică nu cred că se... Nu, serios, nu am avut, Doamne ferește, vreo experiență. M-aș feri. Nu. Nu știu, dar... Deși ne are fost să ne confirme și nouă. Dacă vine vidanja și ești pe WC în momentul ăla, ce se întâmplă? Te ajută sau nu? Da. Bună dimineața! Am întors acum 10 ani din Italia și erau minus 27 de grade afară. Am vrut să dau drumul la centrală și au pocnit toate țevile. E, am schimbat tot în casă. Săracă. O zi frumoasă să aveți. Da, dar ai viață până în vară. Uite, așa mai schimb lucrurile în casă, știi? Altfel nu te apuci de ele. Hai să mai vedem. Hai. Sunt din Suceava și lucrez în București. Aveam apartament cu chirie în București. Dar pentru o perioadă de vreo lună jumătate eram... liber de la serviciu, așa că eram acasă la Suceava. Am dus-o pe mama la spitalul militar să se interneze pentru niște consultații și tratamente. După ce am internat-o, am mers la apartament, am făcut un duș și m-am întors la Suceava. După o săptămână am mers să o iau de la spital pentru că urma să fie externată. Când am intrat în apartament, apa de la duș încă mergea. Totul era distrus. Baie, dormitor, living, adică, tot ce însemna mobilă și uși erau umflate și adică, distruse de la umezeala creată de la apa caldă de la duș. Vă spun, ca și costuri, doar apa am plătit 3.000 de lei pentru apă, așa că țin să cred că sunt unul din aia foarte ghinioniști. Notează-l. Neatenție, să zicem. Ai avut noroc că ai stins lumina, știi, că cine știe da, ce factură venea și la lumină. Da. Mă rog, ce factor venea la incendiu. Mă rog, da. Hai să vedem cu cine sunt de vorbă. Doru e cu noi. Bună Salut, dimineața. Salut, Dorule. Neața. Bună dimineața. Sunt din Pitești. În 96 construiam casa și ca orice casă îi trebuie branșament de apă și canalizare. Da. Și pe vremea aceea puteai să ți-o faci în regie proprie. Așa. Mă apuc eu cu tata, spargem strada, ajunge la jumătatea străzii, nu dădeam de țeava de canalizare. La un moment dat găsim o țeavă mare și zice tata, gata. Asta e. Ne apucăm să-i dăm gaură. Ce credeți? Ieșea cu presiune. Era... Tata. Așa. Tata întreabă, mă, de la voi are presiune? Și după aceea s-a îngălbenit. Era, de fapt, conducta de apă orașului. Era termofusarea orașului. Hai de capul meu. Da. Notează, da. Te rog, Adi, și acest telefon. Într-o jumătate de oră a venit domnul primar Pendiuc de pe vremea aceea, că toată lumea îl știe. Da. Și când a văzut, s-a îngălbenit și el. Și zice, voi mi-o trăbiți orașul. Deci eu cred că mai a văzut la gazetă atunci, frate, în anii aia. Dacă... Da. Deci am avut noroc că a plecat într-o delegație, ca altfel o făceam rău de tot. Deci Doru a găurit termoficarea orașului Pitești. Am început bine. Hai să vedem Oana ce a pățit. Neața. Salut. Bună dimineața. Bună. Mi-am cumpărat de Crăciun un robot șmecher de bucătărie să fac cozonaj la el. Da. Ce credeți? Aha. Mi-a căzut faianța de pe pereți în timp ce făceam cozonaj din cauza trepidațiilor robotului. Da. Cine ți-a lucrat acolo? Da, cine v-a lucrat aici? Mulțumim frumos și pentru povestea asta. Uite, o poveste inedită. Zi. Scurt. Am uitat o oală de ciorbă de curcan gras la foc mic pe aragaz peste noapte. Noaptea de Dragobete. Aoleu. Casă nouă, abia de 2 ani. Uși și geamuri etanșe. Noroc că s-a trezit soția pe la 4 dimineața, că altfel eram duși. Ciorba cărbune, toată grăsimea pe pereți și parchet, fum și miros groaznic. Două luni am spălat cu clor și oțet pereții, am văruit și parfumat casa. Am dus perdelele la curățătorie, perdele... Le-au căzut fețele femeilor când au desfăcut saci și mirosul era cumplit. Cred că a fost nevoie de vreo 2 ani ca să scap de mirosul din casă. Am încercat cam totul. Oțet, clor, var nou, firmă de curățătorie, parfumele, generator de ozon. A trecut de la sine.
Bun, asta. Auzi, am verificat și țara de origine de pe eticheta curcanului? Asta. Asta. E, aici, foarte, e foarte important. Daniel, bună dimineața! Bună, Daniel! Bună dimineața! Salut. Sunt Daniel din Craiova. Salut. Ați început în forță, băieți, în dimineața asta, cu refularea canalizării și cu primul domn cu vidanja. Da. Cred că premiul poate fi luat de la o derivată de la aceste întâmplări. Așa. Majoritatea locatarilor de la bloc care stau la parter își trag canalizare separată tocmai pentru a nu avea aceste probleme. Surprize. Sau își trăgeau la un moment dat în anii 90 când erau permise fel și fel de lucrări. Da. Acum dacă vă uitați pe YouTube niște filmulețe cu șobolanii care se cațără pe țevile de canalizare și intră în WC-ul. Da. Tu ai avut vreo întâmplare? Nu, este, am auzit-o pe aceasta. Acum, gândiți-vă că un om dimineața stătea pe WC-ul, a intrat șobolanul și a ieșit printre picioare când stătea la WC-ul. Evident, omul a făcut un fel de depresie și a și vândut apartamentul. Ce avem noi aici? Știi că șobolanii sunt animale foarte simpatice, de fapt. Da, bine, mă, nu vrei să stai tu acolo și să vorbești cu ei dimineața? Și gândaci, știi, la cafea? Mulțumim. Hai să mai Diana, vedem. Bună dimineața! Bună, Diana! Bună dimineața, bună. Din Brașov vă sun. Da. O întâmplare pe propria piele, ca să zic așa. În 2014 ne pregăteam să ne mutăm într-o casă nouă la care munceam deja de vreo 7 ani. Totul curat, totul frumos. Punem instalația de apă sub presiune, plecăm și peste câteva zile, cu o zi înainte să ducem restul lucrurilor, când intrăm în casă, nu mai aveam tavan în bucătărie, datorită unei avarii în baie. Când s-a montat cada, s-a găurit și țeava de apă rece care alimenta acea cadă și tot etajul cu vreo 70-80 de metri de parchet, mobilier, tavan din bucătărie, mobilă din bucătărie și apa curgea pe ușa de la intrare afară. Asta îmi pare rău să aud asta, dar ați dat drumul la apă și ați plecat? Adică n-ați făcut probe înainte de presiune de astea? S-au făcut probe, totul funcționa, dar ea fiind în pardoseală țeava găurită, nu ne-am dat, nu se putea da seama că nu ieșea din baie. Ea a curs frumos pe ghenă, pe unde a avut loc și când n-a mai avut loc, a ieșit pe unde a avut loc și a făcut singur. Of, of. Mulțumim pentru poveste. Mulțumim, Diana. Adrian, bună dimineața. Bună, Adrian. Neața. Adrian. Hei. Alo, bună dimineața, bănuiesc că eu sunt. Tu ești Adrian, da. Da, salutare, băieți. Eu vă spun o poveste, zici că e SF. Mi s-a întâmplat într-o iarnă, stăteam la o garsonieră. Apropo, eu sunt din Topoloveni, stăteam în Pitești atunci. Așa. Și fluviala era făcută pe exterior, nu era cum se fac acum în general prin interiorul blocului. Ce era aia? Bineînțeles că de sărbători, fluviala, pe unde curge apa de la ploaie? Pluviala. A, pluviala. Pluviala, da. Da, ok. Așa. Și de sărbători am plecat la țară, bineînțeles am stat, nu știu, vreo săptămână, când am venit, ușa spartă. Niște vecini responsabili. Exact. Nu, problema e că a înghețat pluviala, ei au încercat să spargă, să facă ceva, da. Și toată a venit la mine în casă, eu stăteam la etajul 4 și a ajuns apa până la parter și ăștia au crezut că eu am uitat apa deschisă sau s-a întâmplat ceva la mine și au zis să te ajute și din cauza asta, exact, ți-ai recuperat banii de la vecini? Ce să, ușa, că au avut grijă să spargă doar iala. Aha. Măcar atât. Niște vecini ca lumea. Mulțumim tare mult, Adrian. Bogdan, bună dimineața! Salut, Bogdan! Neața! Bună dimineața! Bună! M-am trezit într-o dimineață geroasă de ianuarie, mi-am călcat hainele și am plecat într-o delegație, lăsând centrala pornită și ușa larg deschisă la balcon. M-am întors după 5 zile. Da? Ai plătit ceva la gaze? Pe același model, am călcat niște haine, am lăsat fierul în priză cam o săptămână. Fier de calitate, nu-i spunem marca, nu era făcut în China, a rezistat termostatul, nu a dat foc la casă. Asta cu călcatul, am senzația că e o problemă aici. Poți să încerci să rezolvi asta. Damian sau Dimian, bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Bună. Dimian sau Damian, cum te cheamă? Damian. Salut, Damian. Damian. Salut, salut. Am executat o lucrare într-o localitate din județul Brașov, într-o stradă secundară în pantă de asfaltare trotuar și mă sună primarul sâmbătă, domnule, să vii că ai înfundat canalizarea.
Dom'le, eu nu am fundat canalizarea. Am venit, ce să vă spun, nu era din vina mea. Cei care au executat canalul din strada secundară înspre principală au pus un dop la, în strada secundară la țeavă. De ce? Și practic s-a înfundat țeava. Deci vă dați seama, de la 60 de case... Da. Dar de ce au pus dop? Nu știu, că asta nu pot să-mi explic de ce au pus dop, dar au pus dop, deci n-au racordat țeava secundară în țeava principală. Și la prima casă ieșea din baie, decurgea pe ușa afară, în curte, de la cele 60 de case. Da, mă, colecta ca lumea. Ce revolt, da. Acolo au venit primar. Și patronul care a executat lucrarea și-a pus de gât ștreangul atunci. Ah, asta da. Nu e ceva plăcut până la urmă. Damian, mulțumim tare mult. Este neplăcut, aș zice. Andrei, bună dimineața. Salut, Andrei. Neața, Andrei. Bună dimineața. Plec cu finii mei în concediu și facem toate pregătirile necesare înainte să plecăm din casă și înainte să depărtăm de ușă, zic, bă, dar nu opresc eu mai bine tot curentul decât să plătesc o grămadă la astea, că plecați în vreo săptămână. Aha. Și când mă întorc, pornesc frumos din niște curentul, zic, bă, ce băiat istezi, dar uit că eu un congelator, aveam un congelator plin de carne și de ficare. A fost o duhoare în casă, l-am băgat în duș, l-am frecat cu oțet și cu apă caldă de am înnebunit. După care am mers la finii noștri, că am zis că nu putem să dormim acolo, că mirosea prea tare. Și ei făcuseră pregătire, dragii de ei, aveau 10.000 de euro puși deoparte și venea cineva să le facă curat. Și finul meu a zis, bă, decât să las banii prin casă să-i prindă asta, mai bine îi pune la tavanul fals. A dat un spot jos, i-a băgat acolo. Problema a fost că asta, când a venit, a aprins becul la un moment dat și au ars banii aia, 10.000. Așa că a fost banii luați și cu putoare în casă. Vezi? Hai să fii sănătoși. Să trăiești. Nu mai bine. Vai de mine. Așa. Andrei, mai mulțumim. Cred că puteți să ținem așa. Da. Zi, Rodica, trec. Bună dimineața. Bună, Rodica. Bună dimineața. Să vă povestesc și eu o pățanie. Bun. Eu locuiesc la parter. Da. Și într-o noapte mi s-a deschis plasa de țânțari. S-a deschis, bineînțeles că a intrat un șobolan. Dar de ce, bineînțeles? Absolut, nu zbura în zonă. Avea traseu pe acolo. Practic, ei treceau și... Da. Da, dacă nu m-am chinuit să scot șobolanul ăla din casă, o săptămână, unde credeți că a intrat? Unde? A intrat în aragaz, pe unde este vată din aceea minerală, sau cum se spune, la pereți. Așa. M-am chinuit să-l scoatem. Deci o săptămână, oricum m-am păzit șobolanul noapte de noapte, n-am dormit. Era șoarece. El voia să... Nu, era șobolan, era... Putea să fie șobolan. El avea loc acolo. El voia să fie acum. Prietenul vostru. Eu votez, eu aș da... Deci nu înțeleg aia cu vidanja, dacă se confirmă sau nu cu efectul de succiune. Acolo aș da un premiu de consolare. Adică asta este o poveste, eu n-am mai auzit așa ceva. Da. Si non è vero e ben trovato. Măcar pentru aia aș da un premiu de consolare. Că nu e legat. Mai și Doru. Aș da domnului care... Și Andrei. Domnului care a găurit conducta de termoficare a orașului, de a veni pendiuc. Hai că ne ajută. Hai că avem de o dezbatere de făcut, dar mulțumim. Mulțumim tare mult. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.